ambianță ideală pentru mese festive, nunți, botezuri. Promoție Miri anului 2015 beneficiază de o reducere de 30% și decorul sălii inclus. Meniul zilei la alegere. Parcare monitorizată. Restaurant Daria. Ieșirea din Reghin spre Târgu Mureș. Informații la telefon 0740 847 648. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Poliția Reghin, și mai aproape de tine. Siguranța ta este prioritatea noastră. Îți stăm la dispoziție și prin poștă electronică. Scrie-ne dacă te nemulțumește ceva și crezi că soluția depinde de noi. Exprimă-ți părerile și sugestiile la adresa de mail poliția@ms.poliția-romana.ro. Rebel, să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Tu știi că ai un vis. Eu știu că orice vis se poate transforma în realitate. Ce trebuie să faci? Să crezi în tine, să crezi în visul tău și mereu să te lași înconjurat doar de oameni sinceri, oameni puternici, acei oameni care în fiecare zi îți vor da curajul, încrederea și puterea de a spune cu voce tare: pot să fiu o stea. Bine v-am găsit, dragii mei! Vin cu mare drag în casele dumneavoastră. Vin însoțită de copii minunați, voci superbe, care vă vor aduce și în această seară bucurie în suflet. Dar Reghin TV, în parteneriat cu Casa de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin, își propune să fie o rampă de lansare, să fim alături în primul pas pe care îl fac acești copii, în visul lor, în împlinirea unui vis, o pasiune care oricând poate fi o carieră. Vă mulțumim și vă dorim să petreceți alături de noi această seară superbă. Mulțumim că este alături de noi și sponsorul nostru inimos, Mavi Prod. De asemenea, trebuie să mulțumesc, chiar mulțumesc din suflet, pentru că de fiecare dată sunt alături de noi trup și suflet, juriul. Bine, mai avem noi mici probleme, așa, replici, mai... în direct, să spun așa, dar trecem peste. Maria Neag, artistă și colaboratoare a postului de televiziune Da Reghin TV. Mulțumim, Maria. Ovidiu Ilisan, director general Da Reghin TV. Mulțumim. Marcel Naste, artist plastic, directorul Casei de Cultura Tineretului George Enescu din Reghin. Mulțumim. De data aceasta, în prezentarea dumneavoastră, doamne, domnilor, am fost scurtă. Scurt și la obiect. Să nu zici scurtă și la obiect. De... provoci, deci totdeauna ne provoci, că asta este o esență. Apropo, știi aia cu esențele și cu știucluțele? Știu, dar vreau să o mai repetați. Nu cred că am uitat ceva. Îți place? Ce anume? Esențele tari? Da. În înălțimi mici? Cum? Mai clar? Esențele tari sunt în înălțimi mici. Mulțumesc, mulțumesc. Și să știți că dacă ne vom întâlni pe stradă sau oriunde ne vom întâlni, puteți să repetați așa pentru... Nu, bine, nu că nu aș simți eu, dar în loc de bună ziua, așa. Simina, în această emisiune vreau să-ți ridic moralul. Știi că eu am un cântec
tot așa, cu doi ficiori, unul înalt și unul micuț. Așa. Cântecul ăsta a pornit de la o replică pe care un om la o nuntă, un om mic m-a jucat pe mine, eu fiind, știi, mai mică. Și mi-a zis domnul respectiv că nu contează că ești mic dacă te pricepi un pic. Așa că de la aceste două versuri, pentru mine s-a născut un cântec. Așa că și tu, nu contează că ești înălțimea, mic, ci contează istețimea. Ei, ai văzut? Mulțumesc! Mulțumesc alături de mine și alături de dumneavoastră, dragi părinți și de copii, dumneavoastră, în culise vă așteaptă cu mare drag MŞ Ardelian. Patru concurenți, patru steluțe, abia așteaptă să strălucească pe această scenă pentru dumneavoastră. Așteptăm cu mare drag, cu mare emoții, primul concurent. Dar prima dată este alături de MŞ Ardelian. Așa este, vă salutăm și noi de aici din culise. Se știe că orice activitate are culisele ei și de asemenea se știe că de regulă culisele sunt cele mai interesante. Ceea ce se întâmplă și în cazul nostru, aici în culise se aud vocalize, sunt parcă mai multe emoții și unul dintre avantaje este și acela că noi din culise vedem prima dată concurentul. Primul concurent este de fapt o concurentă, o domnișoară suplă, grațioasă, cu nume exotic. Ea se numește Adnana și va ajunge pe scenă în curând. Înainte însă aș dori să-i pun puțin microfonul în față și să aud ce are de spus Adnana. Cum te simți, Adnana? Emoționată. De ce ai fi emoționată? Prima dată pe scenă. Da, prima dată pe scenă, orice are un început. Adnana, să ne spui, înainte să ajungi acolo pe scenă, unde nu te întreabă nimeni, așa cum te întreb eu acum, la ce școală ești, cum ai ajuns să cânți, de ce? Sunt la Colegiul Silvic Gurghiu. De mică cânt, îmi place. Și îți place, și o să ne arăți că îți place. Te-ai pregătit cu cineva în mod special? Cu doamna profesoară de muzică, Mănelina. Pe care o salutăm. Este și mama, care bănesc are emoții mai mari decât Adnana. Am dreptate, doamnă? Cu siguranță, mult mai mari. La ce vă așteptați de la această ediție? În primul rând, experiență. Și în al doilea rând, să sperăm că o să mai urmeze ceva în acest domeniu. Cu siguranță va urma ceea ce noi îți dorim. Îți dorim de asemenea succes și te poftesc să te duci pe scenă, pentru că acolo sunt reflectoare și un public care de-abia așteaptă să aplaude. Succes! Mulțumesc! În aplauzele dumneavoastră o vom cunoaște pe Adnana. Adnana, care vine din Gurghiu. Da, Adnana? Ai emoții? Da. Hai să-ți povestesc ceva. Hai puțin mai aproape de mine. După ce cântă, trebuie să spuneți ceva. Esențe. Uitați-vă, ia uitați-vă ce bine are. Aplauze. Adnana, când vine vorba de Gurghiu, să știi că mă încearcă așa o emoție și eu sunt de pe Valea Gurghiului și de pe Valea Mureșului. Și eu mă bucur că ești astăzi aici. Îți doresc succes. Deja costum, eu îți dau 10 puncte. Dacă dați 11, că poate mi-l împrumută și mie. Bine, ne înțelegem. Da, da. Succes, Adnana. Mulțumesc. For some time, and when I came across these signs, and who are you, where are you from? We don't like visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I read, yeah. No trespass, yeah. My ass, wait till you get a load of me. Come on. Now one day I was tripping, and that's when I could see that the ether tapped into could be reality. Was great that when I climbed that optimist divine. Once I hit that mountain peak, began to lose mine. I don't need no sympathy, I won't cry wine. Lies my light and liberty, and shine on a one shine, yeah. Make their faces cry. There's no
turning back. Let's go. Well, I was walking for some time when I came across this sign. Say, who are you? Where are you from? We don't like visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I read, yeah. No trespass, yeah, my ass, it triggered a lot of me. Hey, yeah, oh. No, I ain't got BS, my back, that's one thing you can believe, yeah. My heart is gold, my body is glass, come baby, can't you see, yeah. I don't need no GPS to show me where to go. I can turn to the North Pole, I'll show you what's cold. I don't need no sympathy, I won't cry and whine. Lies my light and liberty and shine on one shine. Make their faces crack, crack, there's no turning back. Let's go, well I was walking for some time when I came across this sign. Saying who are you and where are you from? We don't like visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I read, yeah. No trespass, yeah, my ass. Wait till they get a load of me. Wait till they get a load of me. I say wait till they get a load of me. I ain't staying home, I got place to roll. I ain't staying home, no, no. Hey, 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 yeah, hey, yeah. I won't cry, why? Lies my light and liberty and shine when I wanna shine. Make their faces crack. Yeah, there's no turning back. Let's go. Well, I was walking for some time when I came across this sign. Saying, who are you and where are you from? We don't like visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I read, yeah. No trespasses, yeah. My ass, wait till they get a load of me. Așa a făcut. Eu spun felicitări. Ce-am auzit eu și ce-am văzut, chiar mi-a plăcut. Mulțumesc. Aceleași baluri de absolvire, va mai fi o trupă. Adnana, eu te văd cântând în continuare, așa, nu știu, mai încolo, rock progresiv. O trupă de rock progresiv, Adnana voce. Este potențial și e de lucru încă. E foarte important cum ataci piesa. Poate aici mai mult trebuie în prima fază lucrat. Important că îți place și ai pasiunea asta și pentru asta te felicit. Nu știu, și numele ții pentru așa ceva, Adnana, adică nici de cum de muzică populară, asta e clar. Da, aplauze! E prima ta apariție scenică? Da. Dar poți să te și exprimi. Poți să spui da, nu se întâmplă nimic. Ok. Ești pierdută de emoție, te înțeleg, te-am înțeles, așa-i? Ai fost mult mai prezentă astăzi față de ce am văzut la preselecție. La preselecție erai pierdută rău pe scenă. Adică astăzi ai fost ceva mai prezentă, dar nu cât ar trebui. Ai o voce deosebită, crede-mă, deci ai o voce foarte faină. Piesa nu ți-a pus în valoare vocea. La multe pasaje ai fost un pic pe lângă ton. Ți-ai dat seama sau nu? E bine dacă tu conștientizezi, dar oricum ai un potențial fantastic. Și deși mie nu-mi place muzica rock, promit că vin la primul tău concert. Și așa cu ținte, uite, așa înțântată, vin și în primul rând și îți fac așa, ok. Felicitări. Mulțumesc. Oricum. Un mare curaj, mi-a plăcut enorm de mult piesa pe care ai cântat-o, inclusiv vestimentația ta extraordinară pentru muzica pe care ai pus-o pe scenă. Nu mă așteptam să vii cu astfel de tonus pe scenă. Într-adevăr, ai câteva inhibiții de care te rog foarte mult să scapi, pentru că nu și-au rostul. Ești mai bună decât probabil îți imaginezi tu. Ești foarte bună.
Dă-ți drumul la voce, dă-ți drumul la mișcare scenică, că n-ai avut o mișcare adecvată ritmului agresiv așa pe care l-ai avut. Trebuia să te regăsești în fiecare colț al scenei. Pur și simplu să transmiți din forța și din energia ta și comunică cu publicul. Ai fost abătută prin privire, prin comportament, dar ești foarte bună. Felicitări! Îmi place enorm de mult! Mulțumesc! Adnana nu pleca. Uite, să știi că eu mai fac câteodată așa câteva mici gafe și șeful meu mai spune că mă dă afară. Dacă mă dă afară, o să iau și pe Meșar Delian cu mine, că vrea, că nu vrea, și în trupa ta, când o să ai, poate ai nevoie de o dansatoare, două, trei. Ce zici? Batem palma? Ok. Ok. Okay. M-am scos iarăși. Mulțumesc, felicitări. Mulțumesc. Și succes. Succes, Adnana. Mă gândesc la viitor, asta e. Emeșe, să știi că și ție îți aranjez viitorul, lasă-te pe mâna mea. Tare mult că mi-aranjez viitorul, este important să-ți aranjeze cineva viitorul. Adnana s-a întors în culise și eu vreau să vă amintesc dumneavoastră celor din juriu și dumneavoastră celor din sală că Adnana are 13 ani, este sigur un rocker în devenire. Adnana, te felicit și pentru că ai 13 ani și pentru că ești un rocker în devenire și pentru că ai evoluat acolo pe scenă și mie mi-a plăcut. Cum ți-a plăcut ție? Mi-a plăcut, trebuia să mișc mai mult, dar emoțiile. Mama, ce părere acum? Au trecut emoțiile cât de cât, nu, doamnă? M-am relaxat, acum mă simt foarte bine și mi-a plăcut. Este foarte important să fim relaxați și pentru că, așa cum spuneam la început, culisele au partea lor de farmec. Am să spun și eu ceva din culise, să știi că îți recomand să iei foarte în serios ceea ce ți-a spus doamna Maria Neag, pentru că doamna Maria Neag cântă grozav de bine rock și chiar se mișcă bine pe rock. Eu am văzut-o în anumite condiții și în anumite culise. Deci, te felicit, îți doresc să ne mai întâlnim și sigur îți doresc mult succes, indiferent în ceea ce vei întreprinde. Mulțumesc! Succes îl dorim și noi. Dragii mei, aveți grijă, Maria Neag, unde îți desfășori activitatea, pentru că paparații, publicitate. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, Strada Gării numărul 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice în rate plătite în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării, dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes, universul electrocasnicelor. La
ce îți dorești. Tonus muscular, distracție, sporturi pentru toate gusturile, relaxare, specialiști doar pentru tine. Mens sana, in corpore sano. Centrul sportiv Laurenția, Reghin, cartierul Făgăraș. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine de seara, când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și EON România. Locuința este spațiul nostru de siguranță și totuși deseori o neglijăm, fapt demonstrat de numărul mare de furturi ce au avut ca factor favorizant neatenția proprietarilor. Informează-te! Siguranța locuinței depinde și de tine. Află cum acționează infractorii și mai ales cum să îți protejezi casa. Accesează site-ul www.siguranțalocuințeimureș.ro, campanie derulată de Poliția Mureșeană. Am revenit, dragii mei, nu uita. Și tu poți să fii o stea. Mergem mai departe cu emoții, cu bucurie, cu zâmbete. Și o nouă steluță o așteptăm cu mare drag pe scenă. Are o povestioară, la fel ca toate steluțele noastre, pe care i-o va dezvălui colegii mele. Ceea ce nu știu cei din sală este faptul că urmează să schimbăm ritmurile. Nu mai avem un rocker, ci avem o domnișoară care va cânta muzică populară și care se numește Maria. Maria, ai emoții? Puține. Puține e bine, e o cantitate suficientă. Ce urmează să cânți? Drag mi-e Badea Subțirel, din repertoriul Cornelia Ardelean. Drag mi-e Badea Subțirel, să înțeleg că acolo la tine, la Goren, sunt doar băieți subțirei. Da. Să zicem că da. E important, înseamnă că sunt sportivi. Doamnă, înțeleg că aveți niște emoții care nu pot fi cuantificate. Da. Am. Nu știu, sper să iasă bine. Sigur va ieși bine. Atâta timp cât Maria urcă pe scenă acolo și va avea încredere în ea, totul va fi frumos și va primi aplauze. Îți doresc succes, te poftesc să te duci pe scenă și vreau să aud și aplauzele. Vă rog, aplauze pentru Maria. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu în numele Mariei, drag mi Badea Subțirel. Oare numai Mariei? Drag Badea Subțirel. Maria! Maria de la Goreni, bine ai venit, câmpian Maria! Bine v-am găsit! Hai mai în față așa puțin. Dacă eu, dacă am scăpat de emoții și de frică, știi că nu-s chiar așa de... Așa, așa, deci nu-s chiar așa de răi cum par. Te felicit, îți mulțumesc că ești alături de noi și succes! Thank you.
plânge lângă el, la 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 la. Gura-i râde, ochii plâng, la 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 la. Badea nu-mi iese din gând, la 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 la. Gura-i râde, ochii tac, la 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 la. Și-i musai să-mi fie drag, la 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 la. Gura-i râde, ochii tac, la 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 la. Și-i musai să-mi fie drag, la 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 la. Sus mai este florișa, la 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 la. Ca mine de frumoșa, la 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 la. Sub brad este florișa, la 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 la. Ca mine de frumoșa, la 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 la. Sub brad este o florișică, la 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 la. Ca mine de sub țărică, la 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 la. Sub brad este o florișică, la 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 la. Ca mine de sub țărică, la 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 la. Soci lupadea, la 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 la. Să-i vândă, i-aș cumpăra, la 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 la. Să-i vândă, i-aș cumpăra, la 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 la. Cât mi-ar cere, eu i-aș da, la 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 la. De mi-ar cere 900, la 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 la. Eu cu 3 aș da mai multe, la 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 la. De mi-ar cere, va de 1000, la 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 la. I-aș da 2 și o soție, la 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 la. De mi-ar cere 900, la 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 la. Eu cu 3 aș da mai multe, la 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 la. De mi-ar cere, va de 1000, la 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 la. I-aș da 2 și o soție, la 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 la. Mulțumesc. Felicitări. Maria, mi-a plăcut, ai potențial, cu siguranță. Sunt convins că vei fi o voce a Văiluțului, în primul rând, și, pe urmă, de ce nu o voce a Ardealului. Ceea ce vreau să spun și asta familiei și de cine e cu tine, aveți grijă cu negativele, te poate avantaja sau dezavantaja, trebuie mare grijă, tu ai potențial și nu te pui tu în valoare suficient dacă nu ai. Maria Neag îți va da amănunte mai multe legate pe această temă. Eu oricum te felicit, ai fost deosebită. Mulțumesc. Felicitări, Maria, ești foarte frumoasă pe scenă. Transmiți celui care te privește referitor la negativ. Deci tu ai interpretat melodia într-un fel și negativul era făcut în alt fel. Terminația ta a fost cu influențe de Bistrița. La 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 și negativul era la 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 la. Deci terminația de Mureș, înțelegi? Deci e o mică diferență de interpretare. Dar oricum te-ai descurcat excepțional. Asta e. Felicitări oricum. Mulțumesc. Mie personal mi-a plăcut foarte mult atât atitudinea scenică, zâmbetul tău, îmbrăcămintea ta, tot ceea ce ai făcut, ai făcut extraordinar, ai fost foarte sigură pe tine, așa că n-am decât să zic, nu pot să mă leg de negative, s-a legat colega mea, dar pe mine nu m-a deranjat așa de tare, poate că puțin s-a simțit, dar nu m-a deranjat, pentru că ai avut o prezență extraordinară, te felicit. Mulțumesc. Bine, datoria noastră celor din juriu este pentru a vă îndruma pe viitor ce aveți de făcut, pentru a veni cu sugestii la ce este de lucrat, ca o completare a personalității voastre pe scenă. Da, și datoria mea este să mă bucur alături de voi, să mă încarc cu energie pozitivă. Are niște ochi minunați. Sunt convins, nu prea văd eu bine la distanță. Dar Maria și altora, acum știi, în spiritul de glumă, datoria noastră să vă îndrumăm, să vă ajutăm, fiindcă atunci când veți ajunge vedete, și aici mă refer la mine, umil membru al juriului, când voi veni să-mi dai un autograf, să nu mă uiți, Maria, da? Deci să ne înțelegem. Siguranță. Așa. Te felicit, Maria, mult, mult succes. Mulțumesc. Cu emoție, cu bucurie, cu dragoste, toți copiii cântă pe această scenă și acum o las pe Meșer Delian să-i, nu știu, să preia și ea așa puțină energie pozitivă. Cu siguranță le preiau, au grijă concurenții de acest lucru.
Maria s-a întors mai încet decât a plecat. I-a plăcut foarte mult pe scenă, așa încât noi trebuie să ținem minte acest nume. Maria Emanuela Câmpian, 15 ani, o voce caldă, așa mi s-a părut mie de aici din culise, de care și pe care o vom mai auzi. Maria, cât despre acele, să zicem, sugestii legate de negativ, eu sper ca tu să le consideri ca fiind pozitive și să acționezi în consecință. Ce părere ai despre comentariile juriului? A fost pe măsură. Deci nu ai obiecții, ești de acord? Da. Dumneavoastră sunteți de acord, doamnă? Da, întotdeauna. Întotdeauna cu juriul nostru. Vă mulțumim tare mult. Maria, îți doresc succes, ai și tu un cadou din partea noastră și sigur ne dorim să te mai vedem. O altă voce deosebită are un nume care aduce puțin mai mult spre numele meu, dar haideți să vă las totuși în suspans. Până atunci este cu Emeșa Ardelean, își spune povestioara ei, planurile de viitor, ce a făcut până a ajuns pe scena Casei de Cultură, Steluța noastră. Înțeleg că trebuie să vorbesc eu, recunosc, Simina, nu am auzit nimic din ceea ce ai spus, deci dacă ai spus ceva urât la adresa mea, te iert, sau nici nu contează. Sunt aici în culise cu o fetiță tare, tare drăguță, care are steluțe în ochi și care a venit la Poți să fie o stea tocmai de la Cașva. Ea are 11 ani și se numește Paula. Paula, cum de te-ai gândit tu să vii la acest concurs? Păi, doamna profesoară mi-a spus și eu. Am fost tare încântată să aflu că voi vin. Și uite că ai ajuns, ai trecut de acea selecție și ai ajuns să mergi pe scenă. Simina, vei rămâne uimită când vei vedea această fetiță. Sigur, ea are părul împletit, dar vreau să știi că are părul creț ca tine și este aproximativ de înălțimea ta, așa încât o să-ți placă tare, tare mult de ea. Doamna, aveți emoții? Bineînțeles, ca orice părinte. Orice părinte trebuie să aibă emoții în acest moment. Credeți că nu este vreo mamă care să fie nepăsătoare? Nu cred. Cu siguranță nu există, nici publicul nu are cum să fie nepăsător. În aceste condiții, Paula, eu îți spun să te duci acolo repejor, să scape mama de emoții și să faci ceea ce îți place ție să faci, adică să cânți. Succes! Mulțumesc! Emeș Ardelean, ești colega mea de muncă, de scenă, viitorul tău este în mâinile mele, nu pot decât să-ți spun de bine. Te rog frumos să nu te gândești la altceva, iar următoarea concurentă, Paula Cota. Bine ai venit, Paula! Ce mai faci? Bine. Steluțe în ochi, ia să-ți văd eu steluțe. Are, să știți că are, dar exact cum spunea și domnul director, nu prea văd la depărtare toți, știi? Și după ce termin de cântat, o să mergem așa prin sale și ne uităm în ochii lor. Să vezi ce mult o să se bucure de frumusețea ta. Paula, eu îți doresc succes și de acolo din culise o să cânți un cântec așa în care eu o să pot să joc? Da. Da. Un partener? Simina, tu vezi bine? Da, și acum o să spună... Vezi de treabă! Succes! Mulțumesc! Să fii o zi foarte noastră, la 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 la. Nu știu cât îți e frumosă, la 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 la. Te-am drăguț cu pălărie, la 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 la. Lucră la cățelărie, la 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 la. Și-mi știe, și-mi știe satutăt. Ui, pe de-al doilea nu-l arăt, măi. Pe bădița ce drăguț, mă, la 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 la. Mama nici nu vre să audă, la 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 la. Și-mi zice să nu-i ca sfatul, la 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 la. Că mă zâșelată în satul, la 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 la. Eu ascult de mama mea. Ui, dată fug cu bănița, măi.
la la la. Da mama n-o dat afară, la 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 la. Merg la alte fete în sat, la 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 la. Amenui de măritan, mă la 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 la. Pune mama, pune mama la-nsă poartă, la eu ies pe aia la altă. Pădiță, la la la, cum să vie să mă ia, la 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 la. Ca mulacă druginit, la 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 la. Ca de jos când-i lovin, mă la 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 la. Și-am cărare, și-am cărare de pământ, ui, nu s-aude când caș blând, măi. De fete, la 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 la. Primăria să nu-l ierte, la 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 la. N-am ce-s face, n-am ce-s face, măi bădiță, trebuie să simți că ți-s drăguță. Mulțumesc! Felicitări, Paula! Ai avut emoții? Nu. Paula a fost foarte dezvoltă și are așa, aveți și ea bucuria scenică, e deosebit. Paula, ești pe drumul cel bun, puțin la ritm acolo, mai e situații. În spate. Mai trebuie puțin lucrat. A fost foarte bine, Paula, și te felicit. Trebuie să reluăm. Da. A fost gălăgie și am intervenit. Vali, reluăm. Nu vreau să vă schimbați de costumele populare, pentru că ultima emisiune va fi toată lumea pe scenă și veți face un pas în față cei care treceți în etapa următoare. Așa. Paula, ai fost deosebită și dragul tău pentru cântec și pasiune, e o pasiune, prezența ta scenică, costumul popular deosebit și bucuria cântului și la tine a fost deosebită. Mai sunt mici corecturi la ritm acolo, dar ești foarte tânără și cu siguranță vei avea timp să corectezi ce e de corectat. Te felicit, ai fost deosebită. Mulțumesc! Aplauze! Mulțumesc! Într-adevăr, Paula, ești foarte frumoasă pe scenă, ai zâmbetul la tine, ai o alură de artistă. Într-adevăr, cu multă muncă, cu mici corecturi, așa cum a zis și Marcel, cum a specificat, nimeni nu s-a născut învățat, toată viața cât trăim învățăm, așa că eu te felicit și îți doresc mult succes pe viitor. Mulțumesc, din greșeli învățăm. Ești deosebită, să știi, mi-ai plăcut enorm de mult, îmi place că îți dorești să fii pe scenă și asta se vede prin atitudinea ta. Ai un zâmbet extraordinar, ochii extraordinar, mai ales că se văd acele steluțe și le transmiți și nouă, așa că îți doresc mult, mult succes în continuare. Mulțumesc frumos! Și eu îți doresc succes și mă bucur pentru tine și felicitări! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Uite, mămica, ce emoție are, fugi repede la ea și spune că nu trebuie să aibă emoții, ci să fie mândră de tine. Mulțumim, Paula. Dacă domnul director spunea că îi vede steluțele, să înțeleg că vedeți și de departe. Și mai departe. Da, după Amele? Cum se vede, nu Amele, steluțele? Trebuie să mă apropiu mai tare de tine. Tale au fost foarte bine scoase în evidență la machiaj. MSC Ardelean este alături de steluța noastră. Se spune, nu știu dacă este adevărat, că cei care lucrează în televiziune, chiar și în o televiziune locală, au multe steluțe. Avem multe steluțe! Doamne ajută la cât mai multe!
Da, ne-am întors în culise, a venit și Paula între timp. Probabil că astăzi, mâine și săptămâna viitoare, Paula va fi cea mai populară fată din Cașva. Ea a cântat frumos, au trecut și emoțiile, mama s-a relaxat și mă gândesc, Paula, că n-ar fi tocmai nepotrivit să încep deja și să te gândești la ediția următoare, la o treaptă mai sus decât este aceasta, dar cine știe, rămâne la latitudinea juriului. Ție cum ți-a plăcut acolo pe scenă? A fost foarte frumos și publicul și jurul. Da. Dumneavoastră, doamnă, am văzut că ați stat în culise și nu tocmai ați fost lipsită de emoții. Da, așa este. Ce urmează acum? Nu știu, să vedem. Să sperăm că merge mai departe. Toată lumea trebuie să spere că merge mai departe, într-un fel sau altul, oricum mergem toți mai departe și aceasta este o experiență care nu se uită, pentru cariera unui copil este foarte importantă. Paula, avem și pentru tine un cadou, așa cum au și pentru ceilalți copii. Te felicităm și îți dorim, sigur, succes. Mulțumesc. Se spune că cei din urmă vor fi cei din tâi, dar până la următorul concurent, publicitate. Sabisor, firma autorizată ISCIR. Instalații încălziri centrale, proiectare și execuție instalații de gaz. Verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Sabisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Mândra noastră cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Mi-ai vizitat? Ai comandat? Pavio te-a premiat? No, ți-a auzit? Și mi-o luat de la noi de 2000 de lei, o să câștigi o grămadă de premii, să trage la sorți. No, nu mai zăbori. Detalii magazinului nostru de prezentare din Reghin. Pavio, Reghin, strada Iernuței, numărul 138. Ferestre mândre din Ardeal, mă, de la Pavio. No, no, haideți repede. Pensiune Anca vă oferă cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de sauna, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 0741 381 323 Pensiune Anca, Reghin, strada Unirii, numărul 25. Locul unde te simți ca acasă. Mera Autoservice, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă.
Mera Autoservice. Seriozitate și calitate. Dragii mei, suntem pe ultima parte a acestei frumoase emisiuni și cum putem să încheiem această etapă decât cu o voce frumoasă, o prezență deosebită, dar vă mai prelungesc puțin emoțiile și mulțumesc juriului. Cum vi s-a părut această etapă? Urmează imediat, după următorul concurent, o muncă pentru voi. Va fi greu? Sezonul al patrulea deosebit au fost în preselecții și voi care v-ați ocupat direct de preselecții, 21 de copii în această fază, 5 emisiuni. Un nivel ridicat, aș putea spune, comparativ cu ediția anterioară, mi se pare un nivel destul de ridicat și area de selecție s-a extins și la nivelul municipiului Târgu Mureș, poate vom încerca și în altă zonă extindere, acum sigur în funcție de posibilitățile și logistica noastră. Una peste alta a fost un sezon deosebit și toți cei 21 de copii sunt deosebiți, sunt admirabili și felicitări părinților pentru că sunt în spatele lor și susțin necondiționat. Mulțumim, dar haide să nu-i mai prelungim emoțiile, să vedem ce poveste îi spune colegii mele. Colegii tăi sunt în culise, așa cum le stă bine să fie, și au aflat lucruri inedite despre următorul concurent. Am să vă spun că el se numește Bogdan, îl poartă pe Avram Iancu în piept, mai precis pe vestă, și vine din aceeași pepinieră din care au venit și ceilalți concurenți în această ediție a emisiunii de la Târgu Mureș. Pe lângă toate acestea, am aflat eu că este ceea ce șeful nostru numește băiat de asfalt, adică locuiește în Târgu Mureș și are niște părinți care iubesc folclorul. Și mai știu un secret despre el, secret pe care, Simina, am să te invit să-l descoperi în momentul în care el ajunge pe scenă. Te rog să-l cauți în buzunar, pentru că are acolo ceva albastru și pufos care ar fi, nu știu, pana lui norocoasă sau ceva de genul acesta. Bogdan, ce ar fi trebuit să spun de fapt despre tine și nu am spus? Sunt de la Liceul de Artă Târgu Mureș, am 11 ani și sunt pe clasa 5-a. Studiez instrumentul oboi și pian. Ceea ce contează. Și va cânta la Poți să fii o stea. Mama este emoționată, așa cum îi stă bine unei mame. Încrezătoare, în ce proporție sunteți? 100%. Sper să dea ce are el mai bun. Și noi sperăm să se străduiască. Bogdan, îți dorim să dai cea mai bun și acum, dacă te caută cineva în buzunare, să nu te sperii. Succes! Mulțumesc! Am o misiune foarte grea. Bogdan, în aplauzele dumneavoastră! Ce mai faci, Bogdan? Bine. Ai buzunare? Da. Multe? Nu. Unu? Două. În stânga sau în dreapta? În dreapta. Îmi dai voie să te caută buzuna? Mă mușcă. Bogdan, să nu te sperii, că în general, deci să știi ce te așteaptă în viață, Bogdan. Ascultă-mă. Vei fi căutat, în stânga, măi, Bogdan. Vei fi căutat de femei totdeauna în buzunare. Deci întotdeauna te vor căuta, dar în primul rând vor căuta partea financiară acolo. Ia uitați-vă, și este pana ta norocoasă. Tot timpul o porți cu tine? Da. Hai mai față puțin, așa. Așa, ți-aș lua-o. Să mă aduci și mie ceva să-mi poartă noroc. Bine, nu, că eu nu aș avea noroc. Ia uite de cine sunt înconjurată. Deci nu pot decât să mă simt norocoasă. Bine, acum știi cum e, așa trebuie să zic. Pun pana aici, frumos. Așa. Ajută-mă și tu puțin, că altfel rămâi fără ea. Eu îți doresc succes. Norocul
binele, adevărul, frumusețea, să fie așa, braț la braț cu tine mereu. Succes! Mulțumesc! Joacă tu, joacă tu, mândruță, bine, și mă strânge, și mă strânge lângă tine. Joacă tu, joacă tu, mândruță, bine, și mă strânge, și mă strânge lângă tine, și mă strânge de curea. Hai da, hai, mândruța mea, dacă vrei să fii a mea, mândrulița mea. Și mă strânge de curea, hai da, hai, mândruța mea, dacă vrei să fii a mea, mândrulița mea. De jucat, a jucat bine, cu mândruța lângă mine. Ardeleanca, ardeleanca în sărbători, îmbrăcate, îmbrăcate-i tot-n flori. Ardeleanca, ardeleanca în sărbători, îmbrăcate, îmbrăcate-i tot-n flori. Cu ie și cu cătrință, hai da, hai, mândruța mea, mândre ca o garofiță, ardeleanca mea. Cu ie și cu cătrință, hai da, hai, mândruța mea, mândre ca o garofiță, ardeleanca mea. Dragul Mimi a jucat cu mândruța lăturea. Hai da, mândră, hai da, mândră, și-am jucat până când, până când s-o însera. Hai da, mândră, hai da, mândră, și-am jucat până când, până când s-o însera. Și la răsărit de lună, hai da, hai, mândruța mea, ți-oi da mândruliță gură, mândrulița mea. Și la răsărit de lună, hai da, hai, mândruța mea, ți-oi da mândruliță gură, mândrulița mea. Mândrulița gură duce, cu tine lume m-ar duce. Când luna, când luna va răsări, amândoi, amândoi mândru-n fugi. Când luna, când luna va răsări, amândoi, amândoi mândru-n fugi. Pe cărare la fântână, hai da, hai, mândruța mea, să-ți dau mândruliță gură, mândrulița mea. Pe cărare la fântână, hai da, hai, mândruța mea, să-ți dau mândruliță gură, mândrulița mea. Mândrulița gură duce, cu tine lume m-aș duce. De trei ori o fost să mor, după poale de fuior, op, op, și așa. Mulțumesc! Să știi, Bogdan, că am avut de vreo trei ori tendința să vin alături de tine pe scenă. Acum nu știam să vin, să nu vin. Să știi că mie mi-a plăcut. Felicitări! Mulțumesc! Mi-am adus aminte, înainte de a-i spune lui Bogdan, Simina, știi că ce înseamnă să fie echipă? Deci foarte important. La o altă emisiune, la o altă emisiune concurs, domnul director va dansa cu Maria, vor dansa populară. Și eu voi fluiera, că știu să fluier. Știi? Deci echipă. Ei dansează, joacă și eu fluier. Se poate? Da, și eu vă jurizez. Bine, să rămână. Bogdan, ai fost deosebit, mi-a plăcut. Ai tot ce trebuie, ești băiat fain, cânti bine, să o ții tot așa. Dar este un dar, școala, da? Și din nou o spun tuturor copiilor, școala, educația pe primul plan. Nu vei putea ajunge un nume muzica populară decât dacă vei învăța foarte mult și vei avea educația corespunzătoare, da? Fiindcă va trebui să-ți, de exemplu, să-ți gestionezi, managerezi singur contractele și acolo trebuie să faci management, da? Nu, doamna Simina, îți face semne, dar ai grijă că are comision mare și... Da, te felicit, ai fost deosebit. Mulțumesc. Nu știu ce se întâmplă, că toți ficiorii care au fost pe parcursul emisiunii au avut o galerie extraordinară în sală. Ce se întâmplă? Să înțeleg că fetele apreciază mai mult
Ei, propun ca data viitoare în semifinale toate fetele să-și aducă susținători, să vină cu mulți ficiori în sală pentru susținere. Ce ziceți? Bine. Bine, Bogdan e de acord. Bogdan, tu ai avut susținătoare, slavă Domnului. Într-adevăr, de ei ai cântat acolo. Hai, da, hai, mândruța mea, așa că, într-adevăr. Felicitări, ce pot să-ți spun? Ești acolo unde trebuie, ești prezent, ești, vorba colegului meu, ești din acest film. Mulțumesc. Felicitări. Pe mine mă îngrijorat de cel mai tare, nu că va trebui să joc sau să dansez. Pur și simplu înălțimea colegei mele. Deci nu știu ce să fac, trebuie să împrumut toacele sau ce să fac să ajung la nivelul potrivit să pot învârti pe sub mână. Nu contează că ești mic dacă te pricepi un pic. Bine, atunci mă fac pe printre picioare și m-am descurcat. Foarte bine. Mulțumesc frumos. De aceea prietenii sunt buni. Întotdeauna găsesc soluții. Bine, raportat la tine vreau să spun că ești extraordinar pe scenă. Îmi place, ești un bărbat așa adevărat, voce... Nu mai spun nimic, ești...